Afacere inedită într-o cameră de cămin studențesc. Un cuplu de studenți a amenajat în încăperea primită în chirie de la universitate o fabricuță de aranjamente cu plante. Au pus la bătaie 200 de lei, banii pe care îi aveau de cheltuială pentru o săptămână, iar primii clienți au fost câțiva prieteni care s-au arătat încântați de designul plantelor. Cu suportele pot fi puse într-un living, undeva pe bibliotecă, pe niște rafturi suspendate. Ar arăta foarte bine într-un mediu de genul, pe când celelalte simple, fără suport de lemn, au o gamă mult mai variată de spații în care pot fi puse, de la dormitoare, birouri, chiar și băi. Am auzit persoane care le-au luat special pentru a le pune în baie. Flavian și Dumitrița sunt doi tineri studenți la Universitatea Tehnică Gheorghe Iasache din Iași, care au dat startul unei afaceri inedite chiar în camera de cămin. Totul a pornit însă de la ideea tânărului de a aduce acasă ustensile de la laborator care urmau să fie casate. Cu ultimii bani din buzunare au mers la un magazin de bricolaj din oraș, de unde au cumpărat de 200 de lei pietre și materiale pentru a da culoare obiectelor din sticlă. Primul produs rezervat, de fapt, a fost al unei prietene de-a noastră, Mădălina, dar primul client care ne-a dat primii bănuți a fost Teo, un prieten de-a noastră din Iași. Viața celor doi s-a schimbat în bine după ce afacerea a prins amploare printre ieșeni. Zilnic muncesc cot la cot pentru a finaliza zeci de comenzi. De la deschiderea afacerii, Flavian și Dumitrița au investit aproximativ 3.000 de euro și au un profit de 1.000 de euro. Business-ul a depășit linia județului Iași către județele din Moldova, unde au deja comenzi de la restaurante și hotel. Timpul este împărțit cât de cât egal, doar că ne-am împărțit atribuțiunile, eu ocupându-mă foarte mult de partea de livrări și de aprovizionare, dar totodată stăm împreună și plantăm, pe când prietena mea stă foarte, foarte mult timp pe plantat. Camera de cămin a fost transformată într-un adevărat laborator de lucru. Pentru ei fiecare comandă este o nouă provocare și noua modele de unde se inspiră. Fac totul după cum vizualizează ei produsul final pentru client. Pietricele și nisipuri decorative pentru a forma acele straturi colorate și pământ special pentru cactus și plante suculente. Vom începe să facem straturile de nisip pe exterior, în timp ce în interior va rămâne în continuare pământul, tocmai pentru ca planta să-și dezvolte cât mai bine rădăcinile. Au peste 250 de comenzi până acum. Cel mai ieftin aranjament costă 30 de lei, dar prețurile pot urca până la 300 de lei. Acestea variază în funcție de complexitatea executării aranjamentului, de numărul de plante, de dificultatea vasului în care lucrează. Pe lângă faptul că dau culoare spațiului unde sunt așezate, aranjamentele cu cactus au și beneficii pentru sănătate. Am aflat ulterior că stochează foarte mult din dioxidul de carbon din cameră și produc foarte mult oxigen pe timpul nopții, deci au și o parte utilă în dormitor. Tinerii se ambiționează și nu se opresc aici. Din camera îngustă a căminului pleacă spre clienți comenzi valoroase care le dau încredere că pot dezvolta business-ul. Următorul pas pe care vor să-l facă este să deschidă propriul magazin.